Eu și bine v-am găsit la un nou episod din Brazla Haiducilor, sezonul 3. Bun, oameni, băi, am făcut la primul episod, m-am uimit și pe mine, am făcut 1000 de like-uri. Jur, nu credeam că facem 1000 de like-uri, adică wow, pentru mine e chiar wow. Mi-ați depășit recordul de, nu știu, 800 și ceva de like-uri. Și vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult și dacă vă place continuarea această serie, să apăsați din nou pe acel buton de like. Poate facem iarăși 1000 de like-uri, ar fi super. Bun, ce facem în episodul de astăzi? Ei, bine, pe lângă faptul că o să vrească să mă puțin laminat, că, da, Raton a aruncat fix ce avea nevoie, cum ar fi ăsta, să-i zic, restonul. Deci, ok, avem nevoie de reston, avem nevoie de niște iron, de care nu dispunem în momentul de față, pur și simplu nu-l avem, deoarece vreau în acest episod să facem o fermă de kelp pentru a avea combustibil, ca să prăjim mai multe chestii, că o să avem nevoie și de un generator de cobblestone pe viitor, de la mare cum am mai avut și, da, vreau să-l prăjesc ca să facem stone brick-uri. Deci, trebuie să mergem la minat de reston, în principiu. Am niște iteme la mine, două pickaxe-uri, ok, am ăsta cu efficiency, dacă prind de la vreun villager, de la am ceva care se ocupă cu cărți, am doi de aia, dacă prind vreun mending ar fi super, super tare și super bine ca să putem repara foarte ușor ăsta cu XP și da, cred că o să mergem și pe la spawn sau dacă vedem, poate putem să facem noi un ăsta, un enchanting table, atunci enchantăm noi că am ceva cărți pe acolo printr-o căsuță de aia, după cum bine știți, am blocat toți guși ăștia, să nu mai iasă, să nu mai fugă, ca să, na, pe viitor poate ne folosim de ei, poate facem, cine știe, vreo fermă, adică vreau să fac o fermă de iron, că o să am nevoie de ceva iron pentru construcții, gen cu blocuri de iron și, da, i-am blocat pe guștere ăștia aici. Hai să vedem dacă putem intra la ei fără să stricăm prea multe chestii. Se poate? Se poate. Ok, și ăsta, pe 24 de stab de foi îmi dă un emerald și îmi dă și un bookshelf. Sunt curios, am 1, 2, 3, 4, cu 4, 8 și mai ai și sus, nu. Ok, deci mai trebuie să facem noi niște bookshelf-uri și tu ce-mi dai guștere? Deci tot la fel, ambii sunteți la fel. Ok, și vreau bineînțeles să fac trade-uri cu ei, că după ce faci trade-uri cu ei, că mi se plimbă limba în gură și duci de la novice în altă parte, o să-ți dea bineînțeles mai multe chestii și alte chestii și chestii interesante și vă dați seama că, băi, cam avem nevoie de chestii interesante, mai ales dacă ne dă un mending, cred că, băi, e cel mai bine dacă primim un mending, hopa, nu voiam să fac asta, vreau să vă închid bine aici ca să nu scăpați că voi sunteți gușteri și poate fugiți, vă gândiți, vă sinucideți ceva, oamenii au mers deja în end, dau elitra, au dălea, dălea, deci eu nu prea am mare chestie, am armura aia de netherite, dar da, de ce nu? O, se poate. Bă, și încă multă lume pe server, încă destul de multă lume pe server. Văd acolo că au murit destul de mulți, mai este Deme, cel ce n-a murit și mai sunt și eu. Sau, da, și oamenii au murit, în principiu și în total au murit. Bă, ăsta e patul meu, mă, dă-te jos. Ok, bun, mă duc până în mină, vedem ce găsim în mină și revenim. Momentul ăla când nu cauți diamante, dar le găsești întâmplător și, bă, de ce nu? Bă, până la urmă bine primite și binevenite, chiar dacă nu le căutam și am venit după niște fier, după cum ne puteți vedea, am niște fier și niște reston că avem nevoie și, da, da, sunt ok. Nu știu câte sunt ok, cred că sunt 4 în total. A, ba, nu mă, pe bune sunt mai mult de 4, sunt 6 oare? Bă, da, hai să vedem, deci avem 6 bucăți. Fortune 3, da? Hai să vedem câte pică din Fortune 3 cu 6 bucăți. Am înțeles, ați văzut aia. Au picat de neaspart. 6, bă, mai mult decât dublu. Totuși e bine, n-avem cum să ne plângem, e mai mult decât dublu. Asta înseamnă că putem să ne facem acum și un, nu știu, un ex, spre exemplu. Putem să ne facem și o sabie și cam da, cam asta e ideea. Putem să ne facem și o lopățică, bineînțeles, și putem să facem și masa aia de enchanturi. Deci foarte, foarte bine. Păi, mă bucur că le-am găsit în același timp, chiar dacă n-am venit eu special după diamante și am venit după alte resurse, dar exact mai sunt bine venite și bine primite. Deci noi ne revedem probabil la suprafață dacă nu mai găsești ceva interesant pe aici prin mină. Am pus minerale la prăjit aici, aproape se prăjesc cu, nu știu, tot ce am pus aici. Numai aerul mă interesează deocamdată pentru că am nevoie de multe, multe, multe pistoane și acum că stau să mă gândesc că am nevoie de și mai mult reston pentru că am nevoie și la pistoane și la observere și da, o să trebuiască să mai minăm, bineînțeles, dar hei, cel mai probabil nu o să facem un episod de astăzi acea fermă de kelp și o facem în, nu știu, o să facem un episodul următor, bă, tu nu fugi, așa, perfect,
Și în episodul de astăzi o să ne ocupăm de alte chestii, punem și noi ceva enchanturi, adică ne enchantăm și din armură, ne enchantăm și o sabie sau ceva, că avem nevoie de sabia asta să cam duce. Bă, s-a așa schimbat. Băi, ce faci, guștere? Cum de ai tu Sharpness 4? De, ok. Nu mă prind. De ce ți-ai schimbat enchantul? De ce l-ai... În fine. În fine, nu... Nu mă interesează, hai să luăm asta. Și am făcut și trade-ul. Perfect, așa, hai să vedem ce ne oferă. Ce ne oferă acum, nu schimbă. A, nu mă, trebuie să mai fac trade-uri cu el. A, pot să fac trade-uri până nebune. Sharpness-ul ăla, sincer, mă încântă. Total, acum avem 9. Tot nu avem 15 bookshelf-uri ca să facem treabă bună. Așa că, cel mai probabil, o să mergem, nu știu, ori la spawning, câte am înțeles, e un enchantment table, ori la nenea Pufu. Vedem, una dintre ele, acolo ajungem și o să trebuiască să mai trecem iarăși printr-o mină, cred că o să intru pe la spawn printr-o mină sau ceva, că da, încă avem nevoie de reston. Nu m-am gândit la chestia asta, dar restonul e foarte, foarte prioritar și am nevoie de cât mai multe reston, deci cel mai probabil ne revedem undeva pe la spawn. Oamenii, am ajuns la spawn. A durat mai mult decât credeam să mă spun, că cineva s-a jucat cu 4 prin Nether să caute Netherite și tunelul meu, bă, varză, dar varză a fost făcut, era să mor, am dat de piglin, am dat de bestii din alea, porci din aia, nu știu cum se numesc, m-au fugărit, deci nu știu, s-a jucat cineva foarte iurea, bă, se vedea clar că e drum pe acolo, dar na. Uite-l pe Gușter, s-a îmbrăcat, e acolo și el aproape full Netherite, el e omul. Hai să dăm mânuța cu el, am dat mânuța cu el și încerc la mob spawner și în același timp la ăsta, enchantment table. Deoarece i-am întrebat unde este, că vreau să-mi enchantez și eu ceva și mi s-a spus, de fapt mi-a spus Dragonel și mulțumesc cu această ocazie, băi, hai că ți-arăt eu, dar având în vedere că am cam întârziat, da, a venit Buraga după mine și mă conduce Buraga acum la mob spawner și mamă, bă, da, e ceva de mers. A, și pe aici, și pe aici, și... Aha, am înțeles, eu habar n-am, deci nu știu, am intrat din prima zi de când s-a deschis serverul, eu n-am mai intrat și nu știu ce s-a mai întâmplat, băieții am văzut că au evoluat destul de mult în două zile. A, perfect, perfect. Așa, mulțumesc. Așa, să zicem mulțumesc și hai să facem și noi, hai să vedem ce enchanturi pică pe sabie. Ah, gunoi. Pe armură, protection 3, nu mă interesează. Pe papucei... nu mă interesează. Pe ăsta, Fire Protection nu mă interesează. Pe căscuță, nu mă interesează. Bă, da, numai chestie iurea, vreau să scot de pe ăsta. Că e degeaba. Și vreau să-l pun, n-am nevoie. Mă, deci, dă level 30, da, dă level 30. Păi, arcul atunci, Unbreaking 3. Luăm un, să-i dăm un Unbreaking 3 la arcoare. Poate pică și altceva, nici nu știu, hai să vedem. Da, pica Power 3, bă, nu extraordinar sau ceva, da, e ok. Unbreaking. Hai să ne uităm pe toate, nu, Protection 3 nu mă interesează, Unbreaking 3 nu, Unbreaking 3. Dăm ceva mai bun, Smite, uai, Smite-ul ăsta, mă, mamă, mă, bă, nu, Smite, orice, dar nu Smite, Depth Strider, aș avea nevoie de Depth Strider, dar în același timp aș vrea și niște Feather Falling, cum facem Smite-ul ăla, nu mă interesează, Depth Strider Protection, Unbreaking, puh, papuș bun, mai avem nevoie de Feather Falling atunci. Fire Protection n-am nevoie, Unbreaking nu mă interesează, pe căscuță nu mă interesează, pe pickaxe Unbreaking 3. A scoate sabia asta, din cauza că nu mă încântă pe mine Smite-ul ăla mai deloc, așa că hai să-l scoatem și să luăm XP-ul, oricum avem fermă de XP, acum a picat ceva sau fața? Fața până acum. Mi-a picat fața, nu. N-a picat ceva bun. Smite. Nu mă interesează. Dar scot și de pe arcă. Îmi bag jurul că dacă ferma asta de XP aici, o să stau și eu afecat și o să fac câteva chestii până la urma urmei. N-are rost să stau aici. Și hai să-i dau un champ park power 1 și vreau numai să-l schimb. Unbreaking. Bine mă, că uite, iau level-ele degeaba, bag piciorul în ea de fapt, auzi de fermă, de enchant, looting, ba, atât looting-ul ăla, luăm looting-ul. Ia, sunt curios, mai stai, cred că mai stă gușterul. Da, puțin. Ok, bun, oameni, atunci ne revedem noi după, are 23, ne revedem după ce fac ceva XP ca să vedem, să luăm looting-ul ăla. Haideți că ne-a lăsat Buraga puțin acolo, să enchantăm și noi și putem pune looting 3 și...
Să mă șterg undeva cu sabia asta, cu looting. Atâta pot să zic, să mă șterg undeva, dar nu zic unde, ok? Numai undeva. Că n-are rost să zic mai multe. Ce pică în continuare cu Affinity? Am Breaking 3. Hai că am înțeles. Am înțeles, oameni. Deci, mare daună ce ne-a dat enchantment table-ul ăsta. Haideți că am fost până acasă, mi-am făcut o sabie de netherite și a venit timpul să o enchantăm. Să vedem, sharpness, da? Sharpness și... Sweeping Edge, bă, nu-i rău, nu-i rău, dar nici bun nu e, nu-i rău, dar nici bine nu e, hopa, hopa, că nu, parcă tot nu mă încântă, Fire Aspect, na, Fire Protection, de fapt, nu, și tot, oh, Protection 4, bă, asta mă încântă, cât de cât, și dacă Pikachu în Silk Touch era numai bun, așa, stai, nu, ăsta, Unbreaking, nu mă încântă, ok, deci, ne revedem, ce faci, Blue? Ce? Aici, ce faci? Am auzit că vin chestii. Nu am vând încă chestii, dar... Nu? Mamă, cine m-a adunat aici, da, consiliul. Da. Ia uite, să vede că-s cel mai sărac. Ia uite la mine. Da, față da. De voi, eu, voi doi full net, ăsta și enchantat. Păi mamă, nu, ce trei după aici. Și enchantat. Stai că poți și uite. Am, asta e armura mea principală. Aia da. Bun. 2 cu 2. Așa. Deci am auzit că ai chestii, aripi de vânzare. Șulcăre, aripi, chestii, da, am. Ce dorești? Vreau o pereche de aripi, dar o să rămân eu dator. Stai. Așa. Bun. Nu a dormit altă, am crezut că iară mult dat dark. Mă, elitra ar fi 15 diamante și șulcărele ar fi 5 diamante bucata. Am înțeles. Dai împrumut atunci un șulcăr și o elitra și îți dau 12 diamante acum și îți dau restul? Hai să fie, stai să iau chestul ăsta de aici. Așa, nu trebuie dobândă, îmi dai tu restul banilor când îi. Cel mai probabil un pic mai încolo. Așa. Când vrei tu, deci, ne descurcăm noi. Ăstea, ți-am dat 12, mai am să-ți dau încă 3 cu 5, ok, 8. Încă 8, da. Încă 8. Bun. Mersi. Mulțumesc frumos, nenea șmenică și ne auzim cât de curând. Ne audem. Sperăm că nu tot așa în fundul gol cum s-a acum, dar... Ok, am zis să vă arăt și vouă. Chestia asta s-a întâmplat, bun? Ia uitați pe acolo. Tunel, e săpat cu paturi, nu știu dacă a săpat puf sau ceva. Din câte știu, puf a săpat și mi-a zis că, bă, înainte să se facă nether hub-ul, că s-a făcut oarecum nether hub-ul. Și eu, ce-i drept, înainte să se facă nether hub-ul, mi-am făcut tunelul ăsta și l-am făcut și am zis că o să-l mut eu, dar deocamdată nu. Dar ceea ce mi se pare foarte ciudat e că și în partea aia, mai în față am o de asta, am o gaură imensă, mi-am luat niște papuci cu gold, că m-am informat și eu puțin, mi-au zis băieții, bă, dacă porți ceva de gold, gen nu ingoturi, ceva armură de gol pe tine, piglinii te lasă în pace și din câte am înțeles și bestiile alea, mă rog, bestii, porceia din Nether, habar n-am, dar o să aflăm și pe total am combinat săbilele a două, am stricat cei drept două bucăți de netherite și vreo 4 diamante, dar avem looting 3, sharpness 4 și sweeping edge. O să cumpărăm și de la domnul Dark niște mending, că din câte am înțeles are. De la șmenică, după cum bine ați putut vedea, am cumpărat o elitra și un shulker box și da, trebuie să-i dau o datorie, îmi place de el că chiar și din sezonul 3 am rămas și drept dator. De fapt, n-am rămas, mi-am plătit toate datoriile, dar mi-a plăcut de el că mereu am făcut afaceri cu el și i-am adus banii, gen când i-am zis că îi duc bănuții înapoi și chestia asta o să facem și acum, că din moment ce omul e domn și ne ajută, deci aici ziceam, aici. Despre chestia asta vorbeam. Revenim de unde, omul e domn și ne ajută. Bineînțeles că nu ne bate în joc și îl plătim, pentru că așa mi se pare cel mai corect și o să-l plătim cu prima ocazie când o să avem mai multe diamante. Adică, dacă mă întrebați pe mine, chiar acum. Adică, bine, nu acum. Acum o să mergem să minăm, pentru că și așa am nevoie de mai multe resurse. Bun, v-am zis eu că vreau să fac ferma aia de chelp și o să mai am un plan multe ferme. Am nevoie și de reston, ok? Și nu am reston. Nu dispun de reston, din păcate, nu dispun de fier, nu dispun de mai mult. Multe chestii, o să facem și o mini fermă de fier la noi la bază, acolo o să facem mai multe chestii, o să-mi aleg o zonă unde o să fie zona industrială și acolo va fi chestia asta, primele, nu știu, 10, 15 episoade, poate 20 de episoade, vom face toată treaba asta, ne vom ocupa de ferme, vom face cât mai multe ferme, deoarece o să avem nevoie pentru a construi ce vreau să construiesc, încă nu vă zic, pățin în suspans, când va veni timpul, atunci vă voi arăta și vă voi explica ce vreau să construiesc eu pe sezonul 3 din Brazul la Haiducilor, dar acum vreau să ne axăm pe ferme, ok? Deci vreau să ne axăm pe mult reston în principiu, adică foarte multe ferme și așa mai departe și de bea apoi să ne axăm pe construit. Deci cel mai probabil o să stau o bună perioadă de timp în village-ul ăla, în căsuța aia, așa,
cu nimic, dar da, pe episoadele următoare vom face o fermă de sugarcane pe lângă ferma de kelp și vom face și un mob grinder pentru uzul meu personal, adică artificii, pentru că v-am zis, vreau să am toate, să dispun de toate la un loc, să stau la o fermă, când stau o fermă, să stau la 10 deodată, ceva de genul. Deci da, pe sonul 3 am zis că chiar vreau să fac ceva, nu știu, mai mult, mai mare, mai chestie. Știți ce zic? Și o să vedeți despre ce vorbesc în ceea ce urmează. Până atunci, oameni, dacă ți-am spus aici, știu că mulți dintre voi mi-ați lăsat nume de câine pentru acel cățeluș pe care l-am lăsat și drept încă la spawn. O să mă duc după el într-o zi, într-un episod, mă voi duce după el. O să-l cheme Moșu Junior, Moșu, ok? Mi-a dat cineva acolo numele, nu mai țin minte cum, dar el se știe. A fost numele care mi-a plăcut, deoarece știți că l-aveam pe Moșu pe seria de Minecraft modată, MC Eternal, și când am pierdut harta, l-am pierdut și pe Moșu. Deci da. Oameni, dacă te-am spus aici, bineînțeles, poate apăsați și voi pe acel buton de like și pe subscribe și pe clopoțel și lăsați și un comentariu. Poate facem iar, nu știu, cine știe, poate ajungem iar la 1000 de like-uri. Bă, incredibil, nu vreau să vă mulțumesc din inimă. Deci ați depășit recordul. Bă, când am văzut acolo 1000 de like-uri, bă, nu credeam. Deci, pe bune, e ceva wow pentru mine. 1000 de oameni care au apăsat pe butonul de like. Wow. Mulțumesc din suflet și să se întâmple chestia asta în continuare. Sper să vă placă ceea ce facem aici. Bun, haideți că mă duc eu la minat și revenim dacă găsim chestii interesante, cum ar fi diamante, cum ar fi... Pabar, nu, poate găsim vreun mouse spawner, eu știu. Vedem. Bă, nu e o idee deloc grea să mergi prin revine-uri și așa mai departe și toate chestiile astea. Am găsit diamante acolo, diamante în partea asta. Chiar sunt curios câte diamante scoatem. Hai, m-am speriat acolo pentru un moment. Bă, numai... Aha, bun, sunt mai mult de 3. Ok, hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bucăți. Din 7 bucăți am scos 19 bucăți. A intrat și Colpiraș. Hai să-l salutăm pe Colpiraș, pentru că na, e băiat de băiat, salută. Ați văzut, am făcut afaceri cu el, prank-uri. De ce nu să facem și în sezonul ăsta, dacă tot e ok. Hai să vedem și de aici. Bun, deci aveam 19 și în partea asta am mai găsit una, două. Bă, dar hai, dăm puțin. Dăm și mie un pic mai mult, că până la urmă de-aia am nenorocirea asta. Au 38. Bă, 38, n-am mai numărat câte au fost, dar 19, 38. Bă, per total ok. Deci avem deja să plătim datoria. E blu pe server, da, e și acolo pe server. Deci deja ne permitem să ne plătim datoria. Super tare, na, ce să zic. Nu mai altceva, nimic. Dacă avem bani să ne plătim datoria, hai să mergem tot să mai căutăm niște diamante, să mai căutăm niște chestii. Aia sunt pește acolo, mă miram, ce să știa, mă, ce să știa aici. Bun, și de ăstea de zi, reston am nevoie, vreau reston, v-am zis, reston, fier și, da, în principiu reston, avem nevoie de mult reston, că avem nevoie la observere, avem nevoie, nu știu, la repeatere, la comparatoare, spre exemplu, la pistoane, la, păi, peste tot avem nevoie de reston și având în vedere că v-am zis că vreau să îmi fac multe ferme, restonul e important, chiar e important și trebuie aștept să deschide cineva un magazin de reston ca să... Bineînțeles, să cumpărăm chestii dacă nu reușim noi să facem tot ce ne-am propus cu reston. Bă, și am dezactivat alertele, am dezactivat sunetul ăla și așa mai departe, dar tot se aude, ok? Deci e ceva bug în OBS, tot se aude, degeaba le-am dezactivat, degeaba, dar nu vreau să le scot, gen le-am pus pe hide și tot se aude, deci îmi pare rău. Adică câțiva dintre voi mi-a spus, bă, Raton, e ok, nu ne deranjează, e chiar amuzant, se audă în timpul videoclipului, dar mi se pare un pic stresant, deci na, îmi pare rău din nou pentru chestia asta, nu știu care e schema, de ce nu vrea să tacă, dar na, asta este, trecem peste, bun, zombie, încă unul, hai că acum ne permitem, am sabie, ne permitem să ne luptăm cum trebuie. Sunt dau păpucii ăștia jos, că pe ăștia îi țin numai când merg prin Nether, că v-am zis, nu ne atacă mobii. Pentru că, da, e bine, adică nu ne atacă piglinii și porcii aia, deci foarte, foarte tare. Bun, vreau și eu să fac aici un pic de obsidian, per total, așa, ca să iau și eu niște iron, că mai am nevoie de iron. Perfect și gold. Bă, 38 de diamante, mă, nu e mult, nu e extraordinar de mult, dar e bine, putem să... Hopa! Putem să ne plătim datoria și putem să cumpărăm și mending de la Dark, deoarece Dark are mending. Am aflat și eu că Dark are mending și că deja se face o glumă pe treaba asta, că cineva, de fapt mai mulți oameni în secțiunea comentarii lui Puf s-a dus și i-a zis lui Puf că Dark are mending, gen l-a spamat. Și da, am aflat și noi că Dark are mending. Poate ne întâlnim, dar văd că e AFK, văd că e AFK Dark-ul, deci... Cred că totuși vom merge și vom lăsa datoria de 8 diamante la șmenică și
vedem, poate ne întâlnim și cu Darko pentru a cumpăra niște mending ca să putem zbura și noi cu Elytra și să punem și pe ăsta, hai să zic, să punem și pe sabie, să punem și pe pickaxe, să punem și pe papuși. Nu știu dacă v-am arătat, am Depth Strider 3, dar n-am papuci la mine, am Depth Strider 3 pe papuși, deci putem merge prin apă mult mai repede și mai bine. În partea aia e ceva, nu m-am dus până în capăt, sau m-am dus până în capăt, da, la cât de amețit era ton, da. Cred că totuși voi petrece ceva timp prin mine până îl găsesc pe Dark să cumpăr, da, m-am dus până în capăt, până îl găsesc pe Dark să cumpăr mending-ul și ne revedem cu Dark cel mai probabil. Darkule! Ia zi, băi, băiatule! Vin scărți întunecilă! Vând! Te-ai făcut librotecă, mă, ambulantă. Pă bune, chiar că ambulantă, că mă plimb 200 de blocuri dus întors. Ideea zic. Deci vreau 3 cărți, în alea m-au zis că e la 5 diamante ai. Da, domnule, uite. Uite, fii atent aici. Bam. Ai 15? Așa? Da, asta e cu schemă. Bun, ale, și acum am să-mi pun... E cu manevră, să o iau la fugă după, da, știi? Da, le iau repede de jos și bam. Adevărat, mulțumesc frumos. Bun, oameni, după drumuri lungi prin Nether și afacerea cu Dark, ce ați văzut voi acolo, ne aflăm la șmenică, la portal. Bun, și, mă rog, la portal, la casă, la șmenică și la Dark pe aici și vreau să știu, are omul, are, hai că are niște lemn, când de altă eu nu am lemn, vreau să-i fac un chest, așa, și hai să mai luăm una să facem... De fapt, uite, are el un sign, perfect. Da, mie îmi place că eu mereu când mă duc să las chestii înapoi, eu nu mă duc pregătit, eu mă duc, da, așa, pff. E, aia e, facem un chest, punem chestul aici, punem asta aici, hai să punem și sign-ul aici, datorie, ra, hai să punem aici jos, raton, așa, perfect, datorie, raton și, băi, trebuia să-i dau 8 diamante, dar având în vedere că a fost băiat și ne-a ajutat, îi dăm 10, pentru că, na, eu mereu fac chestia asta, când cineva e băiat, bă, și te ajută când ai nevoie, îi întorci favoarea. Și ce zic, eu cred că e cel mai cinstit, așa, părerea mea. Avem 3 cărți cu mending, asta înseamnă un mending aici, un mending aici și un mending pe Elytra. Și oameni, încheiem și noi acest episod aici, la baza lui Blue. Eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut și ce aveți de făcut, verificați descrierea și noi ne auzim pe dățile aviatoare. Îmi pare rău că am întârziat acest episod, dar, hei, am cam stat să-i găsesc pe oameni. Deci vă las multă baftă.